Haideți să vedem acum probleme care se rezolvă cu ajutorul sistemelor de ecuații și avem o primă problemă. Aflați două numere, știm că diferența dintre primul număr și triplul celui de-al doilea număr este minus 30, iar suma lor este 26. Voi considera x ca fiind primul număr și y cel de-al doilea număr. Atunci problema noastră poate fi scrisă cu ajutorul unor ecuații și practic avem două relații de